Cum ți minte a câta ediția tifului anul ăsta? E foarte simplu în ceea ce mă privește. Din vârsta Europa FM scad un an. Tocmai ce am împlinit 17 a 16 -a ediția tifului, dar zic că mai bine fac o operațiune matematică simplă cu ajutorul unui absolvent de politehnică, dacă țin eu bine minte. Așa e. Salut, Mihai Kirilov. Bun, bun găsit, bun regăsit. Exact. Director artistic al Festivalului Internațional de Film Transilvania în 16 Ani, câți peri albi ți-a scos toată această întâmplare? Nu știu, nu cred că ține de culoare, ține de peri pur și simplu I-a scos aproape pe toți Gata selecția de anul ăsta, gata și catalogul și sunt, n-am numărat de data asta Vreo câteva sute de filme, mi închipui în jur de două da, întotdeauna sunt 200 și ceva de filme, mai exact, cred că 224 de filme. Bașca, o grămadă de activități conexe, de ateliere, de întâlniri, de, de alte de asemenea. spații alternative, de lansări, de DVD-uri și așa mai departe. Dar de început începem cu Regele Belgiei, care e, poate surprinzător dacă te iei după titlu, o comedie balcanică. Hmm. Explică. <laughs> Da, filmul de deschidere e în fiecare an o alegere, o alegere dificilă, pentru că trebuie să găsești acel film care, care să dea un, un, un start, cum să spun, sus pentru, pentru festival și din experiența anilor trecut, sigur, duse să nu vremurile în care Tiful își permita luxul de a începe cu filme, să spunem, tari, da? Tiful a început cu Old Boy-a lui Pat Chanuk, Tiful a început uh, cu Bowling for Columbine, Tiful a început cu Funny Games-a lui Haneke, adică filme pure, dure, controversate, provocatoare, violente, lucru care de câțiva ani buni, sigur, nu se mai poate întâmpla din motiv foarte simplu. Proiecțiile au început să aibă loc în Piața Unirii, în aer liber. 3000 de oameni, trecători, trecători case de oameni prin preajmă. restricții de fond, sigur, în, în, în ce privește conținutul filmelor. Filmele nu e de dorit să fie atât de contondente, violente. Sigur că asta nu înseamnă că ele dispar din program, ele rămân în program, dar au ele locurile lor. Dar revenind, piața unirii, de fapt, din momentul în care a fost instituită ca, ca secțiune, a venit cu acest pariu, a găsi acel film care să fie și de autor și de public, care să împace și capra și varza, cumva, și care să fie în stare să umple uh, piața Unirii cu 2000 și ceva de oameni anul ăsta cred... Mai mult, s-a pietonalizat... E pietonala și mai și... Piața Unirii sperăm noi să se termine de pietonalizat aproape, aproape integral. Iar Regele Belgiei e o alegere care a venit cumva late in the game, să zic așa. Am avut mai multe titluri în, în vizor pe care le-am întors pe toate părțile. În cele din urmă am am renunțat la ele, iar această comedie balcanică, cum spui și tu și cum spun și cum va spune probabil toată lumea, s-a impus cumva târziu, deși ce știam despre el, despre acest film, e că a fost la Veneția anul trecut, un festival la care merg de vreo 15 ani, a fost singurul film în mod inexplicabil, mi s-a părut mie la data respectivă sold out, de regulă la Veneția nu prea mai găsești bilete. Nu prea sunt sold out, dar la acest film care nu era nici în competiția oficială, ci într-o uh, secțiune, secțiunea imediat următoare în orizonti, uh, a fost o demență. Nu am putut intra nici la prima proiecție, nici la a doua proiecție. Uh, pe regizorii știam, pentru că sunt obișnuiți ai tifului, Peter Brosens și Jessica Woodward au avut... Altiplano, Altiplano, acum vreo câțiva ani. Apoi al cincilea sezon a fost în, în Supernova, în proiecțiile noastre speciale. Cu toți regizorii care trec pe la TIF în competiție, am relația asta de urmărire, să-i spun. Sunt regizori pe care îi pun sub urmărire și încerc să le văd de fiecare dată noile, noile filme. Sigur, nu l-am văzut la Veneția. Am păstrat legătura cu regizorul. Cândva prin februarie a reușit să-mi trimită filmul, să-l văd, l-am văzut, m-am amuzat teribil și dincolo de amuzament, pentru că e un film care funcționează la mai multe niveluri, e primul nivel e ăsta, da, de comedia balcanică, foarte, 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 directă și o combinație cumva neașteptată de irreverențiozitate și uh, inofensiv, să-i spun. Da? E că chiar vorba, să spunem, despre un rege al, despre Belgiei un rege blocat al Belgii a... blocat în Istanbul din cauza unei explozii solare care, în timp ce este blocat în Istanbul într-o uh, vizită diplomatică, află că Belgia s-a scindat <laughs> uh, și face tot posibilul să se întoarcă acasă pentru a rezolva această criză de țară. Uh, lucru care se dovedește a fi imposibil. Drept care recurge la un tertip care ține de cumva de filmele cu Stan și Bran, uh, se deghizează în, uh, în uh, tot anturajul lui în femei, coristele, coristele, unui grup folk bulgaresc cu care reușesc să ajungă prin Bulgaria și de aici începe o întreagă odisee într-adevăr la pas, ba cu autobuzul, ba cu căruța, ba cu mai știu eu ce, trecând prin Serbia și așa mai departe până, până ajung în casă și e un prilej foarte bun, practic de un setting foarte bun pentru un clash din asta, o ciocnire de asta de civilizație între vest, între est, între valorile Estului, valorile vestului, clișee, arhetipuri și așa mai departe. Ele pot fi într-adevăr contondente, dar cred că meritul regizorului și al poveștii este să le împacheteze într-o formă care ele să, fie, să devină într-o formă foarte tandră. cum de asta zic eu, o comedie inofensivă, dar cu un potențial de irreverențiozitate, și care până la urmă, în ciuda. Acestor denunțuri foarte catifelate ale tarelor Europei este un film despre valorile Europei, despre ce înseamnă astăzi Europa, despre pericolele mă rog, politice sociale care de gândesc, tot, soiul, de tot soiul economice, care, economice care amenință să debalanceze cumva geopolitica asta europeană. Mai mult decât atât, filmul are o formă foarte uh, bizară, să-i spun, pentru că e subdeghizat cumva sub forma unui documentar, este ce vezi pe ecran, practic, Uh, pare a fi uh, filmul unui regizor amator, pentru că, într-adevăr, asta este. Asta este tot spilul filmului Lagoana cu camera pe umăr prin regele Balcani. Belgiei, da, este urmărit de un un regizor a cărui misiune este să îl prezinte în cea mai pozitivă lumină uh, posibilă, putință, da. dar sigur că acolo intervin și filmări ilicite, acolo intervin uh, uh, mai multe mai multe perspective, dar într adevăr ce să, nu este un film, nu este un film foarte construit, foarte. elaborat, să Foarte zicem. elaborat, vizual, da. Și asta cred că contribuie în plus la prospețimea lui. Și mi se pare că, da, sigur, dincolo de toate astea, nivelul principal rămâne cel al comediei, și acolo sunt foarte multe lucruri de comedie. Comedie de limbaje, comedie slapstick, comedie neagră, e, e. comedie balcanică până la urmă, cu toate. și funcționează chiar dacă filmul nu are vedete. Cumva e o alegere riscantă, să-i spunem. Nu e un film cu mega premii, nu este un film cu mari actori. Dar, e cu are, actori sirene foarte... Dar are sirene bulgăroice. Cine nu vrea să vadă sirene bulgăroice? Unul cred că dintre cei mai înalți actori din, din zonă. Din zonă și cred eu că va fi cea mai. Spectaculoasă deschidere de la, de la TIF, pentru că e prima oară când avem într-adevăr și regizori, și producători, și actori principali, și actori secundari, și coristele din Bulgaria, care vor avea și un mic show înainte de proiecția filmului. Deci este o uh, proiecție foarte populată de talentele care au contribuit la ea. Spuneai de potențialul irreverențios al acestui film, dar mai dihai despre competiția din acest an că este una poate cea mai radicală cu cele mai radicale filme de până acum. Și sună un pic dacă stau să mă gândesc la competiții trecute ale Tifului, în care am văzut filme din perspectiva unui câine, tot filmul, în care am văzut antena lui uh, Sapir. Al argentinianului, un film mut excepțional, sună mă, foarte, foarte ridicat nivelul pentru ceea ce e deja obișnuit în competiția tifului nu știu dacă este ridicat adică, sigur, mie mi se pare ridicat mi se pare din nou o alegere e, riscantă, dar într-adevăr mi-a plăcut e, sau pur și simplu astea sunt filmele de debut sau al doilea film ale unor regizori ordinari care m-au -au sedus și m în, în anul care a trecut care mi s-a părut că și au niște riscuri pentru a spune o poveste uneori cunoscută, alteori inedită și mi-asum -ă, riscul ca aceste filme să divizeze publicul. Riscul, adică nu mai caut cumva consensul, da? Nu caut neapărat consensul în filmele din competiție, pentru că mi se pare că din ce în ce mai mulți cineaști astăzi riscă pentru a-și face vocile auzite. Sigur, cei care o fac la modul găunos nu mă interesează, dar mi se pare că majoritatea filmelor care merg așa pe o... Pe, pe muchie de cuțit, chiar în majoritatea filmelor din acest an, au ceva de spus, dincolo de șocul vizibil. Pe care. pe care. îl pot provoca. Îl avertismentul, pot provoca și pe până care la urmă, îl vor, îl vor trăi foarte mulți dintre spectatori. Tocmai, uh, avertismentul uh, pe care l-ai dat a fost uh, înaintea unora dintre ele. Nu v-aș recomanda să mâncați. Da, mă rog, e o formă așa <laughs> foarte plastică. Uh, mă te gândeai la vreun film anume? La... Da, mă, mă gândesc la mai multe filme. Mă gândesc și la filmul australian, uh, Hounds tortura, of Love, Tortura, sigur. Un... A fost un coșmar să găsim traducerea adecvată pentru acest film și am mers pentru cea care, într-adevăr, este uh, cea, mai, uh, cea mai simplă, dar și cea mai adecvată, adecvată filmului și poate și cea mai uh, ademenitoare să-i spun, sau poate și cea mai, uh, uh, cum să spun, respingătoare, până la urmă, tortura. O fată uh, răpită de un cuplu, o cuplu de despre asta e de vorba. Pro un cuplu care are probleme, sigur, de comportament, de relație și așa mai departe, inspirate de un caz real vechi și de demult din din uh, Australia, o serie de criminali, mă rog, până la urmă, care cu asta s-au ocupat și este povestea acestei fete care uh, trebuie să parcurgă tot acest uh, supliciu de a fi uh, sequestrată, torturată fizic și psihologic de un cuplu pentru a înțelege până la urmă că modalitatea cea mai riscantă de a scăpa este aceea de a încerca să-i dezbine. E o poveste În foarte ciudată, e, drace. e foarte ciudată despre dragoste și dependență de dragoste și uh, toxicitate uh, afectivă nu spun cum se termină, finalul este absolut, absolut și repune, adică dă filmului o, o, spune un aer de inocență după toată grozăvia care se întâmplă pe Adică ecran. ți întinde o mână în cele din urmă. Filmul îți întinde o mână și o întinde, cum să spune, la modul salvator, reușind cumva să se spele de eventualele păcate în ochii spectatorilor care l-ar putea acuza, să-i spunem, de pornografie, între ghilimele, nu vorbim de pornografia sexuală, ci de acea... acea uh, Un soi de abuz, poate să acel zicem. Acel de abuz de... de, exploatare, da, pe care, de care se poate face vinovat. Că veni vorba, teren de joacă din Polonia are o ștampilă scurtă, nerecomandat minorilor. Culmea fiind un film cu minori. Exact. Uh, <laughs> E, e, un film... Cred că sunt două filme mari și late care mi-au produs cea mai... cum să spun... viscerală reacție într-un festival. Primul a fost Funny Games, acum Mulți, foarte 20 mulți. de ani, exact, la Cannes. A fost prima mea ieșire la festivalul de la Cannes. Eram un băiat cu minte care aplauda frumos la filme, iar la Funny Games am văzut o sală împărțită în două, huiduind, vociferând și pe, pe de altă parte aplaudând și um, strigând bravo. A fost reacția cea mai viscerală pe care am trăit-o vreodată la un film, până anul trecut la San Sebastian, unde am văzut acest teren de joacă. Care, într-adevăr, are 20 de minute finale, la care trei sferturi de sală s-a ridicat și a părăsit cinematograful. E o alegere pe care, din nou, pe care, pe care mi-o asum. M-am certat cu foarte mulți dintre cei care au părăsit sala de cinema acuzând filmul de abuz, exploatare și așa mai departe. E vorba de, din nou, de un, un, caz real. Sigur, faptul că e un caz real nu justifică până la urmă un film. Un film trebuie să pornească de la un caz real, dar să construiască să ficționalizeze. O situație, să ficționalizeze dramatic acea, acea, situație și să fie de ajuns de inteligență să se pună la adăpost de eventualele acuze de, ex, de exploatare sau mai știu eu ce. Povestea a trei, a trei Copii în ultima zi de școală. Provenind din familii cu probleme, sigur, asta poate să explice sau nu comportamentul în cele din urmă de viant al, al tinerilor din film, dar e o situație care într-adevăr vine cumva pe neașteptate și durează foarte mult uh, și cumva este și țintită iar cei care se simt țintiți, ies din sală un soi de hai să văd cât puteți rezista exact uh, ori lucrul ăsta mi se pare uh, mi se pare foarte uh, copilăresc din partea celor care părăsesc sala, pentru că într-adevăr este o situație cu care se pot confrunta toți. În banalitatea ei, este o situație cu care se pot confrunta toți și pe care refuză să o, uh, uh, refuză să o accepte. Da? Cu toții spunem, asta nu mi se poate întâmpla mie. Ba da. Never know. Teren de joacă, așadar, Titlul din Polonia, ironic, să știți în cazul în care vă trece prin minte Dar să e un vedeți în competiție la, la ce vă expuneți. Care știe cum să lucreze cu toți acești copii, știe cum să construiască tensiune, știe cum să... Cum să descrie relațiile astea de Abuzive, până la urmă, care intervin între, între, între copii, da? toată această cruzime. Și ce se întâmplă cu această cruzime, până la urmă, inofensivă dintre copii la școală, sau nu neapărat inofensivă, uh -huh. în momentul în care se acumulează niște, niște frustrări și ele pot exploda într-un cu totul alt loc, dintr-un cu totul și cu totul alt motiv. Două coproducții în competiția de anul acesta, Danemarca și Islanda în piatră pe inimă și Tărâmul celor mici, aici coproducție interesantă, Israel și Palestina. Da, ăsta este din nou un film care... Uh, S-ar care... prea putea să stârnească -ar discuții. S-ar să stârnească din nou discuții. E foarte similar terenului de joacă. E o confruntare între. E vorba tot despre un teren. Terenul de joacă ale unor, al, unor, al unor copii care și-l văd ocupate de doi dezertori da, din armata israeliană. Și felul în care se declanșează această, acest conflict între ei. Practic, acel teren de joacă devine un teren de luptă între doi soldați care au părăsit războiul, au dezertat, și e, niște copii care se joacă de războiul, sfârșind prin al cumva, prin a face... practică da. A face, practica pentru viitoarea, <laughs> pentru viitorul în care e, vor ajunge, probabil, să lupte în... în armata israeliană, dar e un film cumva care are uh, are pe undeva și candoare și cruzime, e un soi de no man's land dacă, dacă vrei, dar care din nou uh, foarte hane, foarte ala Haneke, e un film foarte inspirat de, de cinismul și cruzimile uh, uh, din filmele timpurii, să spunem, ale lui Michael Haneke și e într-adevăr, un film care nu este neapărat pe placul, pe plac, pe placul um, publicului larg, publicului, să publicului larg, nu, și reducând cumva zona de conflict, nu este un, un, un film care a fost bine primit la el acasă. Dar mm -hmm. care este filmul unui, din nou, filmul unui regizor care, care spune lucrurilor nespuse pe nume. Iar piatra pe inimă am mai avut ocazia să stăm de vorbă despre cinemaul scandinav recent, este, meseria și până în vârful unghiilor. Este, cred eu, singurul, dacă nu mă înșel, singurul film nordic din competiție. Practic nu există competiție la fără un film nordic, poate extinzând fără, fără, film, fără film din Islanda e povestea în compa prin comparație Piatră pe inimă pare, pare un film Light. soft, drăguț deși sunt și acolo niște resorturi să-i spunem de relaționale, e un film despre maturizare, e un film despre intrarea în adolescență, care vine și ea la pachet cu cruzimi, cu intoleranțe cu prejudecăți cu um, tot soiul de, tot soiul de crize potențate de, ca întotdeauna când vorbim de un film islandez, de peisajul ăla al Islandei care cumva... Cuprinde în, tot. Cu toată da. frumusețea aia a lui glacială poate să-ți să, te, poate să -ți taie respirația. Mă gândesc, la bine la mă gândesc bine ca termen de comparație la Vrăbiile de acum un an, doi, care au și rulat în programul de, normal. Da, nu s departe de, de, să spunem, de trama din, din vrabile, dar cred eu că este un film mult mai. mult mai tandru și mult mai emoționant decât ea. Asta mi se pare pariul reușit al acestui film care într-adevăr se întâmplă unde se întâmplă și reușește practic cu uh, două tufe această Poveste, <laughs> da, cu această poveste, povestea acestei prietenii uh, să-i spunem diferit, înțeleasă între cei doi puști din film, să topească pe toată, lumea. toată suflarea glacială a Islandei și pe spectatori. E un film lung, e un film ambițios, e genul de film de debut, fără compromisuri, care își asumă spusul unei povești până, până la capăt. Dar, repet, aici nu există. Mari contundențe. Da. Bun. Cinema pentru marele public, dacă nu uh, suporta oameni inspirați de Haneke, și e perfect firesc să se întâmple și așa. Alt Rom.com i-ai spus uh, unei secțiuni noi de anul acesta, comedii romantice și uh, Somes Open Air, uh, iarăși, după cum îi spune numele, în aer uh, liber uh, între filmele trecute în această secțiune, tunelul de anul trecut, care n-aș spune că e tocmai pentru cel mai larg public cu putință, deși are o poveste foarte ușor de înțeles, un om blocat într-un tunel care s-a prăbușit peste el în drum spre aniversarea copilului și de aici prăpădul. Și de aici prăpădul, da, e un pe genul de film, să-i spunem, care urmează... Cumva strict convențiile filmului Catastrofă, da, totul începe bine, idilic, cu o conversație drăguță la telefon între tatăl care ajunge acasă cu un tort pentru ziua ficei, chiar înainte să intre în tunel, după care urmează criza, tunelul se prăbușește, mașina este rămasă captivă printre dărâmături și se inițiază o acțiune de recuperare a celor prinși sub sub dărâmături. E un film foarte tensionat pentru că și îmi plac filmele astea făcute în foarte mult din film este într-un singur personaj în întuneric în striveala caroseriei de la, de la mașină. Este un film despre supraviețuire și despre dorința de a îți găsi până la urmă resursele pentru a ajunge la cei dragi și care reușește, sigur, ca în orice film corean să îngroașe anumite lucruri dincolo de limita suportabilului, uh, și al, a credibilității. <laughs> uh, uh, probabil e genul de film de la care veți ieși cu o poftă imensă de a bea un pahar cu apă, pentru că felul în care eroul își dozează picăturile de apă din cele, două, două sticluță, sticle, da? din cele două sticluțe, sigur, care devine una pentru că între timp se mai pricopsește și cu o victimă murită bun de, de, care se îndură și îi mai dă câteva picături de, de, la gură. Deci cum învață cum să-și dozeze această apă. E genul ăla de film care te face să prețuiești lucrurile simple. După cum zice și trailerul, cât valorează o viață. Exact, da. E, și e, într-adevăr, până la urmă, sigur, e un film... E un film tare, dar e un film de public, da? E un film care are un dispozitiv, un mecanism narrativ foarte arhi cunoscut, da. Foarte prietenos. E un film catastrofa la urma urmei, da. Iar alt rom-com, că tot vorbim de formule, este după un... formule lucrează. Eu, să spunem, eu o și cred că și o perversiune pe undeva pentru că secțiunile tematice de la TIF în fiecare an sunt jurizate de Federația Internațională a Criticilor de Film care nu e așa întotdeauna încearcă să găsească filmele cele mai cele mai să spunem rare sau care sfidează convențiile sau care sunt în răspăr cu Aiurea pe miriște. Nu neapărat aiurea pe miriște, dar încearcă să detecteze și cumva asta mi s-a părut foarte simpatic să le dedic în primul rând lor această secțiune care în mod normal este dedicată publicului, dar e un cârlig, o capcană pe care o arunc publicului de la dalativ, care oricum mă întreabă în fiecare an, unde sunt comediile? De ce nu vedem multe comedii? Și asta oricum întreabă foarte multă lume în toate festivalurile. Ce se întâmplă cu comedia? Vai, 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 ne dăm cu toți de morții, că peste tot sunt filme grave, serioase, deprimante, noi ne jeluim, dar tot noi suntem aia care nu programăm comedii, da? Pentru că ni se pare că e un gen frivol, ni se pare că cu comedia mergi, dar nu prea mergi la sigur, că asta e uh, melodrama uh, te face să plângi indiferent de, de, de papilele cinefile. emoții sau cinefile. <laughs> Pe când cu umorul e mai complicat. La nu Toată lumea râde la un banc. Trebuie să găsești acea formulă de uh, comică care să stoarcă zâmbet, uh, râsete de la cât mai mulți. Da, Nu râdem cu toții la fel la aceleași bancuri. Dar e drept, i-am zis, alt rom-com pentru că e vorba de comedii romantice care, până la urmă, și ele cumva interpretează formatul genului, dar rețeta genului. Pornesc de la rețetă, dar deviază, introduc niște picanterii pe acolo și, într-adevăr, finalul nu este ca în comediile romantice hollywoodiene. De câte ori poate să alerge cineva la aeroport și să își oprească și să, iubirea vieții și în să ultimul moment. avionul, da, sau chestii de genul ăsta. În filmele astea, uite, n-am făcut o contabilitate să văd cine rămâne împreună, câți dintre ei rămân împreună la final, sunt și care rămân împreună, dar sunt și foarte mulți, nu asta este de fapt scopul poveștii, da? Într-o într comedie romantică hollywoodiană, până la urmă asta e rețeta, pentru că filmele trebuie să se vândă și oricâte obstacole ai avea, tu trebuie să ajungi până la urmă la același, la același finish. Aici și foarte multe filme, într-adevăr, trebuie să te uiți dintr-un unghi un pic pieziși ca să vezi comedia romantică din ele, da? Există elemente de comedie, există elemente de romantism, poate că nu e chiar formula standard a comediei romantice, dar cuplul se întâlnesc, se plac, intervine o criză, intervine niște lucruri care îi pot despărți și apoi de -o sex machina, treptele avionului, se sărut, închide cercul. Uh, se închide cercul. Nu, nu e vorba despre asta. Adică multe dintre ele sfidează regulile genului, dar mi-a plăcut să le grupez pe toate în, în aceeași barcă iar în secțiunea supernova știm prea bine cu ce, avem, știm prea bine de cu ce a face. avem de a face. O să menționez doar două filme pentru că ele sunt foarte proaspete, cele mai proaspete filme sunt filmele care s-au putut vedea zilele astea la festivalul de la Cannes, noul film al lui Bruno Dumont despre copilăria Ioanei Dar, care este Jeanette. absolut delirant. Mă rog, Bruno Dumont a fost mult timp un regizor un regizor foarte crud, da, foarte, foarte dificil, aspru. foarte aspru, foarte de anduranță, să spun cu povești de anduranță dificile, pentru că în cu ultimele două, trei filme cu ptica anca și cu Malut, să se ducă -o într o zonă în direcția... explodată, care se regăsește și în acest Janet cântat și <laughs> foarte, foarte, foarte comic, da? și la polul Copilăria Copilăria este... Ioanei Dark în cheie comică. Exact, și la polul opus, uh, noul film al lui Șaruna Bartas un cineast poate cunoscut, poate necunoscut, dar cu siguranță sper eu ceva mai cunoscut după ce anul trecut i-am dedicat o retrospectivă la TIF, el este cel mai important cineast lituanian cu o cotă foarte mare în Franța cu care și-a făcut practic în coproducție toate filmele e un film în care joacă Vanessa Paradis pe care n-am mai văzut-o de foarte mult timp în, în, în cinema o poveste dură, serioasă filmul se cheamă Frost, Înghețul de supraviețuire, de criză, de război de practic un care pune degetul într-o formulă foarte stilizată pe toate crizele uh, contemporane. L-am cunoscut anul trecut pe Sharon Azbartas, Nu vorbește el uh, prea mult, nu e nici chiar filmele cel mai nu sunt foarte nici vorbite, filmele nu, nu sunt foarte vorbite. ca și fel și fel și fel așa fel și 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 fel trece și filmul prin tine, corect. Zilele filmului românesc. Avem 14 scurtmetraje. Trebuie cumva să mă recus de la al judeca pe Marius Solteanu cu No Man's Land. Am apucat să văd filmul. Ne cunoaștem prea bine. Evident că mi-a plăcut. Evident că am avut unele observații. Dar e un, să spun așa, mic caz de incompatibilitate acolo n-am cum să mă pronunț asupra filmului unui prieten. Altceva? Sunt 14 scurtmetraje dintre care 13 sunt în competiție. Al 14-lea, în afara competiției, pentru că este și nu este scurmetraje românesc, este ultimul scurt al Angai Damian, un film care s-a văzut anul trecut la Cannes în programul oficial, într-un film omnibus și care în suspect nu a ajuns în niciun festival din țară. Mă bucur să, să îi găzduim premiera lui la Tif. E un film francez cu actori francezi, o dramă de cameră despre relația asta dintre, dintre uh, potențiale victime și potențial teroriști, un film care la fel uh, se joacă cu toate prejudecățile contemporane din astfel de, de, situații la modul foarte smart. Cred eu că este cel mai bun film al Ancai Damian. Mie mi s-a părut absolut delicios și un film foarte temerar în ce privește în ce privește uh, stratul epidermic da? al, al actorilor. Chiar mă gândeam dacă niște actori din România ar fi putut ar putea să facă să acele facă scene, scene de sex, de nuditate și așa mai departe. Și nu cred. Bine, căutăm scenele astea de la filmele, la filmele românești, sigur, sunt foarte sunt, e foarte diversă selecția asta și în, cred eu are un caracter de loterie pentru că de la an la an se fac foarte multe scurtmetraje, practic, și anul ăsta am văzut vreo 140 din care doar 10% ajung în, în, în Pe competiție. Un ecran există da. câțiva, există regizori, să-i spunem, cunoscuți, consacrați, care au mai făcut scurmetraje și care vi, revin cu scurmetraje. Vorba de Adi nu scris în scris, sau Alexandru Mavrodinanu, cu O noapte de dragoste. După cum există cineaști foarte noi, care nu au mai făcut nimic, îmi place să fac uh, combinația amestecul ăsta, da. um, doresc în fiecare an să dau o șansă unui cineaz din Cluj, sunt foarte mulți uh, oameni, băieți, copii din Cluj care încep să facă filme. Am selecționat un film care se cheamă Fragment 22, un scurt metraj despre cum s-a făcut revoluția într-un sat acum 27 de ani, e un film cu un parfum de porumboi absolut A fost sau a fost? Uh, uh, exact. uh, absolut, uh, absolut incredibil. Uh, se combin studenți la film uh, cu studenți la master, cu regizori consacrați și așa mai departe. E o combinație de foarte multă comedie, da? un scurtmetraj comic, delirant de comic, este stage al unui actor uh, pe care îl știm din comedia Andrei Huțuleac, uh, recent premiat la, la, la Uniter, care a făcut un uh, film despre cât de departe poți merge pentru a-ți vedea visul cu ochii, să spunem, da? O mamă care răpește un profesor la actorie pentru a-l forța să asiste la o reprezentație la de, de filmul ei mii. care urmează să dea la examen, el fiind respins de câteva ori cu Tudor Aronistodor din nou într-un rol Excepțional de savuros. Nu l-am văzut nici pe Istodor mai bine ca în, ca în filmul ăsta. După cum. Sigur, există povești. Mai puțin comice, da, există povești cu refugiați, cum este Almania al fraților Groves, există povești de despre un suprarealistă, cum este noul film al lui Tudor Botezat, un cineas foarte, foarte, foarte special, care se mișcă așa cu o grație printre genuri și practic cu aceste chestrați fără voie, reușește un film explodat pe care nu pot spune degetul. Este un film în sketchuri, unele dintre sketchuri de două secunde, dar care reușește să compună așa într-un tot foarte un tot foarte organic, cu un soi de husu -hu al cine e mai important în, în momentul ăsta în, 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 filmul românesc. E un film foarte neașteptat, o spumă, o spumă de film. Poate o joacă, da, poate o joacă gratuită, dar cred că, Perfect trebuie, privibil. să ne mai și, cred că trebuie să ne mai și jucăm în, în filme, nu să ne punem chintale de Suferință, suferință pe față. sau de lucruri grele de teama de a fi consider, nu fi considerat relevanți. Iar dintre lungmetraje, așa, pe repede înainte, Breaking News al Iuliei, al Iuliei Rugină. Rugină, care va fi în afara competiției. Este cel de-al treilea film al Iuliei Rugină și mă bucur că ea se lansează în cele din urmă ca o cineastă importantă după, să-i spun, glumițele Love Building și, și altul building. building, adică ăsta este un film de autor, e un film la care știu că a lucrat de foarte mult timp alături de colegele și prietenele ei Ana Gopian și Oana Răsucianu, e un film cu Andi Vasluianu e un film ambițios și foarte, foarte emoționant da? Este unul dintre puținele filme de ficțiune în premieră la, la Cluj, pentru că, al minteri, majoritatea filmelor de ficțiune sunt dintre cele care au avut premieră în România. Unele dintre ele care au fost și lansate. Le oferim un soi de proiecție în reluare, da? Ultimul Că este la Monamur, că este... este... Inim cicatrizate cicatrizate. a lui Jude. Exact. Dar mai este pe acolo și un film de debut al unei fete de origine română care a studiat în Germania, filmul se cheamă Vânătoare. E un film cu trei actrițe, cumva foarte fidele esteticii noului Val, unitate de timp, de spațiu. Un film cu un travaliu pe sunet extraordinar și cu trei, trei actrițe care își dau duhul și, și intră foarte bine în pielea, în pielea celor personaje filmul a fost anul trecut la festivalul de la San Sebastian în secțiunea dedicată noilor regizori și e pentru prima oară când se poate vedea în, în România și în contrapartidă sunt foarte multe documentare asta mă pregăteam trecut, să spun Plângeam că nu avem documentare, ce se întâmplă cu regizorii de documentar. Anul ăsta avem documentari inclusiv de unde nu te aștepți. Avem Sar... Radu care după ce a făcut teatru, a făcut și un film documentar, Țara Moartă, cu un format foarte inedit. E un film de fotografii cu... Uh, uh, colecția costica, xinte uh, pe exact. care mai toată lumea a văzut o pe exact. rețelele de socializare. Exact. Aici pusă într-o formă mult mai uh, mult mai uh să spun fluidă, pentru că toată această serie de fotografii este legată de lectura unui text de jurnal care practic documentează o perioadă din istoria uh, României, da? poate puțin cunoscută. Multe Apoi, discuții o să stârnească filmul ăsta. Sunt, mm. sunt, sunt convins de lucrul ăsta, asigur, Radu nu se ferește, nu se ferește ba din potrivă. La, ba din potrivă <laughs> Dar cred eu că a făcut o treabă foarte, foarte, foarte inedită. Da? După cum Alexandru Solomon, care e, să-i spunem, cel mai titrat regizor de documentar de la noi, vine cu o lui, lui Tarzan, care, spun cu mâna pe inimă, este cel mai bun documentar pe care l-a făcut el vreodată. E o poveste, documentar la care a lucrat foarte mult. Nu e un documentar, să-i spunem, e și nu e românesc, e produs cu banii românești, dar este filmat în Abhazia, la Institutul de Cercetări pe Maimuțe. A avut această, această idee de a merge acolo și de a investiga de fapt... Cum s-a născut acest institut pe experimente pe maimuțe din dorința lui Stalin de a crea un om nou, da, omul nou care să facă muncile negre? <laughs> și toate eșecurile, deviațiile, tristețile, anomaliile pe care această decizie, această naștere a institutului le-a generat în timp și până în zilele noastre când institutul există în continuare, Uh, se fac în continuare studii experimente pe, experimente pe, pe uh, maimuțe, hib, hibridizări ciudate. Uh, e un film foarte, foarte captivant, foarte, foarte captivant și foarte dens, pentru că, sigur, genul de film la care pornești cu o idee pentru a descoperi pe parcurs din fiecare idee ieșind alte 5 idei, din fiecare alte 5 idei ieșind alte 50 de idei, și e un film foarte, foarte, foarte arborescent iar procesul, din punctul acesta de vedere al lui Claudiu Mitcu în colaborare cu Ileana Bârsan, mă gândesc că e mai degrabă, să-i spunem, unidirecțional, dar are toate șansele să te pună la fel de greu pe gânduri. Da, e, procesul e cumva favoritul meu personal pentru că e genul de film, sigur, pe de o parte e un documentar polițist, cum la noi nu prea s-a mai făcut genul ăsta de documentar care investigează o situație, o întoarce pe toate părțile și în care e foarte greu, de fapt, până la urmă autorului, autorilor să se, să se raporteze la o poveste, pentru că, sigur, tu pornești de la un caz cazul acelui băiat acuzat pentru pentru, pentru crimă acum vreo 20 și ceva de ani și băgat la an, pușcărie băgat la pușcărie și pe care la drum la care pornești cu bună credință că acolo s-a întâmplat ceva dovezile că toată tot șirul uh, evenimentelor a fost, fost uh, dubioasă există și pentru un regizor asta e o mină de aur regizorul pornește la drum cei doi pornesc la drum în această investigație dar surprizele pe care ei le descoperă sunt surprizele pe care le descoperim și noi, spectatorii, odată cu ei pentru că până la urmă este un film despre relativitatea adevărului și cu siguranță este un film care va, va diviza publicul pentru că unii cu siguranță vor spune da, e este vinovat? vinovat, nu, nu este vinovat Acolo, trebuie să te uiți printre rânduri și într-adevăr trebuie să și ce mi-a plăcut la el este într-adevăr această inocență a autorilor care pornesc la drum, mânați de o cauză bună, pentru a ajunge la un deznodământ. Dar este un deznodământ care îi ia și pe ei prin surprindere. îi ia și pe ei prin surprindere, îi pune și pe autori pe gânduri, făcându-i până la urmă să se investigheze, să se chestioneze poate mai mult decât spectatorii de ce au făcut filmul ăla. <laughs> iar în cadrul zilelor filmului românesc câteva proiecții speciale, Suta de lei a lui Mircea Săucan din 73 în prezența câtor mai mulți din echipa filmului. Din celor patru actori... Celor patru. E vorba de Danuțu Ion Dichisanu, Violeta Andrei și Ileana Popovici, exact. care toți au acceptat invitația de a veni la, la Cluj, mai ales Violeta Andrei, care nu a mai avut parte de... n mai avut ieșiri publice în, 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 ultima perioadă. Sigur, pe Ileana Popovici a mai văzut-o la Cluj. Acum mult timp a fost un invitat surpriză, dar nu ți Este fel, cât se poate de activ. L-am adus din, tot la TIF din, din, America pentru apariție surpriză. El acum are proiecte în România cu tineri și așa mai departe. Ion Dikișanu Ion Dichisanu. Ion Dichisanu. la Gala Gopo. Deci, practic, va fi o întâlnire foarte, foarte mișto, cred eu, între acești patru actori foarte diferiți care au contribuit la această, acest film foarte special. Din, cred că e unul din... dintre puținele filme cult din cinemaul românesc. Foarte exact. puțină lume știe de foarte, el. Cu o soartă foarte tristă cumva stau și eu pe, ca pe ghimp de cum se va desfășura proiecția de la Cluj, pentru că, din păcate, filmul nu mai există în condiții excepționale de proiecție, dar cred eu că, decât să nu-l mai vezi deloc, mai bine îl vezi în prezența celor care l-au făcut posibil în cea mai bună Variantă versiune, posibilă, versiune da? Care există astăzi în Arhiva Națională de Film. Iar Trebuie spus, lei... pentru cine nu știe și multă lume nu știe, filmul acela a fost măcelărit intenționat la foarte scurtă vreme după premieră, exact. iar Cum producătorul. Batea, cu scenele filmate și așa mai departe. E unul dintre filmele și mai există câteva filme în istoria filmului românesc care au avut parte de tratamentul gemari, ăsta da. cenzuri tăieri, mutilări, distrugeri cum e vorba în cazul filmului de față care cred eu și în rolul nostru al festivalului este de a recupera toate aceste lucruri și de a face dreptate chiar dacă tardiv unor cineaști care din păcate nu mai există dar cred eu cineaștii se întâmplă, să nu mai există, filmele lor însă merg mai, merg mai departe și e bine să fie văzute așa cum, cât mai aproape de intențiile cum lor, cum da. Dorit ei, da. Să mor rănii din dragoste de viață, apoi cu niște foarte tineri blânți acolo, Gheorghe Visu, iarăși foarte activ în vremea din urmă, Marcel Iureș. Marcel Iureș, de... sigur, cumva toate lucrurile au pornit de la această distribuție din nou foarte, foarte sexy, să-i spunem, și de la faptul că majoritatea celor din film, doresc să revină la Cluj pentru a proiecta acest film, care în cele din urmă, odată ce am anunțat premiul de excelență acordat Torei Vasilescu, va fi un eveniment, să-i spunem, dedicat și Torei Vasilescu, prin care încercăm, la fel ca la Suta de Lei, această reuniune de școală, <laughs> câțiva mulți, câteva decenii mai târziu, cu mai bine de trei decenii exact. mai târziu 33 de ani 33 de ani și cu Visu și cu Iureș și cu Tora și cireașa de pe tort, evident, apropo de Tora Vasilescu, de ce trag clopotele mitică. Care, care s-a văzut, cred, la de trei ori, dar... A patra oară și a mai patra bine. Nu, nu strică, ea face o din absolut extraordinară. Și Perfect cred eu, este genul ăla. de film care nu se demodează niciodată, nici filmul și nici versiunea lui Pintilie, care rămâne în continuare Exact, cu atât mai puțin e. În ceea ce mă privește, e versiunea definitivă la Dale Carnavalului. Chit exact. că, da, e cu acea amprenta lui Pintilie acolo, merge dincolo de orice ți-ai fi putut imagina. Fi Pintilie, dacă nu ar <laughs> Dar, da, este, cred eu, alegerea potrivită pentru a omagea o, o actriță pe care eu personal o văd foarte vulcanică, da? Dora Vasilescu. Adică dacă ar fi să izolez o trăsătură a personalității cinematografice, sigur, ea a putut fi și Tandra, a putut fi și Romantica, a putut fi, dar pentru mine este o personalitate vulcanică. În momentul în care apare într-un film... Bubuie filmul. Bubuie filmul. Probă de microfon, de pildă. Probă de microfon <laughs> și așa mai departe. Deci e, cred eu filmul cel mai potrivit pentru a onora trăsătura definitorie a personalității artistice. Alonz în fond de la patrie, eu replică. acolo, mi-e și teamă să spun ce urmează, dar cine n-a văzut filmul are, iată, ocazia, o să fie... O să fie zdravă. Și că veni vorba despre cine filipuri și dure, avem ceva care mă provoacă pe mine foarte tare două filme de Fritz Lang în programul de anul acesta, Moartea obosită din 21, Metropolis din 27, până la urmă Rama, după care sunt judecate mai toate SF-urile, distopiile Pământului. Exact, ele intră în seria asta din ce în ce mai populară relativ de eveniment hibrid, film-muzică, Uh, sunt mai multe, nu e doar Metropolisul cu o nouă partitură, o nouă versiune. Metropolis a fost... Acum șase în 2010. 6-7 an, da. ani cu acel soundtrack tehno industrial care i a zguduit pe foarte mulți dintre puriștii filmului Mut, acum cred că ei vor fi uh, foarte satisfăcuți. De această este pesiune. muzica originală cu filarmonica de filarmonica la. Uh, din Cluj din uh, În decorul uh, foarte special kinky misterios de la Bonțida, de la Castelul Banfi. Uh, și sigur, pe lângă Fritz Languri și așa mai departe, există și alte, există mecanicul general, cu Buster Keaton, cu un trio francez, Dialel, există proiecții în biserici, există concerte în biserici, există, există foarte multe evenimente de tipul ăsta hibrid, pentru că ele, ele, ademenesc, să spunem, mai multe, mai multe categorii de, de spectatori. Evenimentul special în sine, da, apropiat de concert, să-i spunem, de eveniment muzical, are foarte mare trecere la... Relativ. E cam ca pe vremuri, apropo că tot vorbim de filme mute pe care cine Dumnezeu s-a să le vadă aici altundeva decât la cinematecă o dată la un an, doi, și care, iată, stârnesc vorbei de Metropolisul din 2010, era plină Sala Republica. De, 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 de era și nu cred că a plecat picior de om de acolo. Da. Ce și se întâmplă. Proiecția de anul trecut de la Banfi, tot cu un film mut Haxan cu Filarmonica din Cluj, a fost iarăși un eveniment extraordinar. Sigur, întotdeauna ne, ne temem să nu plouă, pentru că tot evenimentul. Poate fi da, compromis. De asta ține. Dar asta e, riscăm și noi, regizorii riscă, organizatorii riscă, cu toții riscăm, publicul riscă, vine cu umbrele. Ideea este să, să oferim experiențe cumva cât mai inedite și integrate practic spațiului în care le gândim da? și mi se pare că să vezi Metropolis la bonții, da? chiar dacă Metropolis s-a mai văzut relativ și nu doar în 2010 <laughs> e un film pe care îl vom mai proiecta și în viitor și peste 10 și peste 20 alte, în diverse alte contexte arhitecturi și decoruri dar e genul de, repet, e genul de eveniment care care atrage foarte mult public și care, cum ai spus și tu, într poate chiar să recuperează, convertească. Recuperează istoria filmului mut și istoria cinematografului pentru cei de astăzi într-un format, într-o formulă pe gustul lor. Tot pentru cine Filipuri și Duri Lynch, evident, Fire, Walk With Me și Blue Velvet în versiunea director's cut în cea dorită de regizor cea completă. Apropo, ai apucat să vezi trăznăile cele noi? Nu, n-am văzut trăznăile cele noi. Mi-e un pic teamă, dar cred că am citit că trăznăile noi nu sunt gândite în format episodic, ele sunt gândite ca un film de sine stătător, nu au acea gândire că se termină într-un hook sau fiecare, Da, da. Uh, și cred că modalitatea cea mai potrivită de a le vedea este în momentul în care se termină, maraton, Twin Peaks. 18 20, ore de linci. 18 ore de linci. Ce se vede la Cluj anul ăsta, într-adevăr, pe de o parte este Twin Peaks Fire Walk With Me, care este face 25 de ani de la premieră, copia a fost restaurată anul ăsta digital, pentru că tot s-a creat această vâlvă cu noul sezon din Twin Peaks, am decis să dezgropăm sau să dezgropăm pe la, la, Laura Palmer în formula ei cea mai dichisită, vizual și digital. Pentru, pentru fani, e un film pe care l-am văzut și eu, l-am văzut de două ori în momente diferite din viața mea și recunosc că l-am considerat de fiecare dată o dezamăgire a treia oară va fi, cred, răspunsul decisiv, o să merg să-l văd și probabil că asta va fi. Pe de altă parte, Catifa Albastră e Mergem un film care la a fost sigur cu el. anul trecut, l-am revăzut la Carlo Vivari. Vorbim de filme restaurate digital și care, într-adevăr, sunt o splendoare să le vezi pe un ecran mare în condiții sonore de top. Ne mai vorbim, insist, de felul în care se ține Blue Velvet, Blue Velvet este o capodoperă. Blue Velvet e un film care se ține în continuare la maxim. Da. Și care va fi acompaniat de unde această decizie într-un focus de țară, da? anul ăsta Slovenia este țară invitată, am descoperit în multele filme pe care ei -au, mi le-au trimis spre vizionare un documentar mic făcut de un uh, regizor german de origine slovenă uh, care, întâmplător, în anii 80 a fost pe platou la Catifa Albastră și are, a avut foarte multe materiale filmate pe 16 pe 8 mm pe care le-a asamblat. E într un film care se cheamă Blue Velvet Revisited și este un soi de o formulă de making, making of, fost factum, uh, fără comentarii, fără interviuri, ci pus cap la cap material de arhivă într-o formă cel puțin la fel de stranie și de satisfăcătoare pe cât este originalul. Păi na, e vorba de linci, nu poți să faci ceva. Sau poți să faci, dar poți nu ți ajută la tradițional. De face, da. <laughs> o descoperire în anul acesta pentru uh, mulți dintre noi, Kira uh, Muratova, uh, cineastă ucraineană de origine română, a cărei familie are o poveste Fascinant. A reconstituit o parte din acea poveste. De curând, Iulia Popovici, în Observator că Cultural, a, este a, a, halucinant. Are o obsesie pentru, <laughs> pentru asta. Am încercat, într-adevăr, să. O avem pe Kira Muratova, ea din păcate nu mai călătorește, ea se stabilită în Odessa, a ieșit din casă acum câțiva ani la festivalul de la Odessa pentru a-și prezenta sindromul astenic, unul dintre, cumva, de ce trag clopotele mitică al Chirei Muratova, un film apocalipsă, filmul unei lumi apocaliptice, care va fi și filmul vedetă al acestui mic omagiu pe care îl Facem Latif cu trei filme din cariera ei. A avut o retrospectivă completă acum câțiva ani la Rotterdam, iar programul dedicat Chirei Măratova la de Latif este practic întocmit de același curator care s-a ocupat de retrospectiva integrală. Vorbim din nou de copii restaurate care arată absolut Dumnezește și care, sigur, Kira Muratova înseamnă ceva pentru cinefilii de o anume generație de la noi. Câteva din filmele există în Arhiva Națională de Film, dar, cred că primul, Ieșiți în lume, există, dar, al minterii, este o cineastă, din păcate, necunoscută în România. Nu putem trece peste retrospectivele de la Cluj de anul acesta fără a-l menționa pe Jean-Pierre Melville, nu de alta, dar avem Dita mai invitatul, pe Alain Delon, în unul dintre aceste filme. Dar sunt, dacă am numărat eu bine, șase. Sunt șase filme din cariera lui Melville, din nou restaurate, refăcute, prelucrate și așa mai departe, digital de Fundația Melville, de Institutul Francesc de la Paris, pe care le proiectăm anul ăsta la TIF, grație parteneriatului cu Institutul Francesc din, din București și din Cluj. E un eveniment, într-adevăr, potriveala naibii. Alain Delon este unul dintre vedetele, una dintre vedetele din Cercul Roșu. Exact. Sigur că acolo sunt multe vedete, îndrept care am decis să suplimentăm omagiul adus lui Alendalon cu un film pe care el l-a făcut, filmul lui de debut ca regizor, întâmplător sau nu, dedicat lui Melville, care a fost unul dintre cineaștii lui... Uh... Favoriți, și în care Alain Delon este, cum se spune, Piu întâi, este rolul principal, fără prea multă competiție, concurență nici de la Burville, nici de la Linoventura, nici de la mai, mai știu eu ce. Deci, e un film în care strălucește faimosul afacerea Pigo, văzut, revăzut de mine personal în anii 80, văzut, revăzut de părinții mei, bunicii mei și așa mai departe. Paul Belmondo, iarăși în Denunțătorul sau în Leon Moran? Preot? Preot? Uh, da, cum ar fi vă să le aducem și pe Balbombă la la Cluj. <laughs> la să cred știi că, că am gândit. Nu cred că... <laughs> <laughs> Bun. Poate data viitoare. Și data am, viitoare. am păstrat în mod de netrebnic, aș spune, pentru finalul discuției noastre de dinaintea acestei ediții a TIF-ului, cu numărul 16, secțiunea zglobiu numită Viva Erotica. Mm. Am de gând să încep cu un citat dintr-un articol din 2003, măricel el, dar rabdă, Zice așa, imaginați-vă o masă lungă în formă de U și 20 de indivizi în fața unor monitoare recuperând pe video ce n-au putut vedea pe marele ecran, o practică destul de întâlnită la festivalurile de film. Ce te face însă când filmul pe care vrei să-l vezi se numește Polisson Egalipet? și strânge circa, în circa 70 de minute 12 scurtmetraje porno, mai hard sau mai soft, după posibilitățile perioadei din care datează cea Marelui Mut. Marele Mut, evident, Marele Cinema Mut. Cine o fi autorul? Asta am scris -o eu acum câțiva ani. În 2003 ai scris -o. Exact. E un film pe care l-am adus la TIF, la vremea respectivă, unul din momentele Kodak de TIF. <laughs> sala Republica plină la aceste, aceste filmulețe de ochiate descoperite în mai știu eu ce arhivă. Ce am făcut anul ăsta cu. cum se cheamă? Pornela Muti, parcă se Pornela Muti era titlul articolului, articolului da. Pe care l-am scris, într-adevăr. Anul ăsta am avut ideea asta de a Începe să dau un car blanj unui festival care mi se pare că are o, o poveste inedită, o selecție inedită. Sunt din ce în ce mai multe festivaluri în lume, dar toate ajung să semene. Practic cu toți programăm aceleași filme, comunic, suntem ca niște vase comunicante și în momentul în care dau de un festival care face o treabă cu adevărat inedită, cu adevărat uh, specială, fără ca lucrul acesta să fie știut în lumea festivalieră, mi se pare. Se pare un model de urmați sigur, nu vreau acum să lansez mai știu eu ce festival în România, dar vreau să arăt că există și alte tipuri de festivale, nu doar festivaluri politice, nu doar festivaluri cu filme de femei sau lucruri foarte uh, corecte din punct de vedere politic, ci există și uh, festivaluri care recuperează aproape arheologic uh, filme uh, de o anumită factură, făcute de regizori Cunoscuți, de unde și șocul poate uneori, sau de necunoscuți de filme care au ajuns în, au ajuns în uh, uitare dar care, din fericire spre deosebire de un film cum e cel al lui Săucan, mai există undeva într-o arhivă, așa cum a fost făcut el la 1900 toamnă și faptul că există acest festival uh, uh, din Helsinki din Finlanda, care de patru ediții face lucrul ăsta sapă sapă după toate aceste comori îngropate, ascunse ale filmului erotic, bat din perioada mută, ba din perioada imediat următoare filmului mut, ba din anii de glorie al filmelor de Sexploitation din anii 70 și fac lucrul ăsta încăpățânându-se să, arate filmele, să arate filmele pe peliculă. E, ăsta, într-adevăr, e un pariu pentru că astăzi, sigur, festivalurile cu greu își mai pot permite luxul de a arăta filme pe peliculă, se transportă foarte greu, cinematografele au fost luate cu asal de, de, de tehnologia digitală, inclusiv în Cluj practic nu mai există un cinematograf în care să poți proiecta pe 35 pe de milimetri sau 16 sau 8, whatever, să proiectezi un film, drept care Viva Erotica această secțiune dedicată festivalului de film erotic, să-i spunem așa, da, din Helsinki, care va fi reprezentat prin doi uh, curatori de programe care vor prezenta, contextualiza uh, filmele din program, vor avea o casă a lor anume, un spațiu dedicat, uh, Cinema Urania, o sală mică, intimă, cred eu, care ești la adăpost de propriile, știu eu, uh, Fear and Loathings, ca să dăm alt titlu. <laughs> <sus> nu riscăm așa cum am făcut-o pe vremuri cu Polison Galipet, care, sigur, era un film care venea imediat după festivalul de la Cannes, așa că eram și noi la adăpost, la arăta Cannes, nu? No? Să se, se poate și aici. Nimic. Aici e vorba de comori îngropate, de filme rare, de filme despre care nu s-a auzit și mi se pare că, dincolo de potențialul lor scandalos, să-i spunem, scandalos, ce scandalos. Dumnezeu mai e scandalos, ce da. Ce Dumnezeu mai e scandalos astăzi, la urma urmei, totul este cinema, totul este istorie. Mă bucur că există oameni care fac genul ăsta de recuperare într-un context actual în care, sigur, ajungi să nu mai știi ce este, știu eu, Erotic decent, și ce e pornografie. Decent, erotic, pornografie acceptat și așa mai departe. Faptul că oamenii ăștia își asumă niște riscuri și fac o treabă foarte bună, de organizare foarte bună și de public, chiar am vorbit cu ei și le-am zis, zic, ok, Scandinavia are reputația asta de țară mai deschisă și mi-au spus inclusiv ei că la prima ediție oamenii nu au venit în număr foarte mare pentru că e genul ăla de. de eveniment care, practic, validează un lucru pe care foarte mulți dintre noi țin să-l considere privat și, practic, este un soi de... Festivalul a crescut, mm -hmm. iar acum, asigur, că toată lumea, publicul, trebuie să accepte această latură ludică și această dezgolire, știi, a propriei viziuni despre lucruri, inclusiv despre intimitate, da? Pentru că, la urma urmei, ești, rămâi în cele din urmă la adăpostul întunericului din sala de cinema. Orice ai vedea pe ecran. Acceptațiile, nu le acceptați, oameni buni. Cel mai bine e să le vedem înainte. Vreau câteva sute bune de filme anul acesta la Cluj, pe toate, realmente, pe toate uh, gusturile. Ne vedem la TIF, ca de obicei. Pe foarte curând.